a citit Dune, toată seria, toate cele 6 volume. Dune de Frank Herbert, nu alte variante, nu Brian Herbert, nu. Frank Herbert, seria Dune. Cele 6 volume. Asta e ediția, prima ediție, apărută în 1993. Editura Nemira. După părerea mea, și am citit destul de mult, chiar foarte mult, după părerea mea este cea mai frumoasă poveste scrisă vreodată. Mult peste orice v-ar putea veni în minte. Dostoevski, Thomas Mann, mult peste. Este o carte extraordinar de filozofică, extraordinar de complexă. Povestirea te ține oricum, te prinde în ea și te ține acolo până la volumul 6. Eu am citit de 3 ori această serie, am tot citit-o și recitit-o. Este cartea care m-a îndreptat spre filozofie foarte mult. Am citit-o în 1993, eram în clasa 12 atunci. După ce am citit cartea asta, după ce am ajuns la al treilea volum, la Copiii Dunei, care mi s-a părut extraordinar, am zis, trebuie să fac filozofia. Sunt foarte multe aici, psihologie, personaje complexe, dialoguri extraordinare, filozofie, cum vă spuneam, religie, politică, ecologie, foarte multe idei condensate. E o carte foarte densă în întâmplări, în povestirea este extraordinară și este fantastic că încă atunci când citim în general literatură, citim literatură despre care se cu privire la acțiuni care se întâmplă într-un cadru general relativ cunoscut. Însă aici geniul lui Frank Herbert a reușit ca dintr-un deșert, din dune, da, dintr-un deșert în esență, să creeze dintr-un spațiu pe care noi îl asociem cu ceva arid, cu ceva pustiu, cu ceva lipsit de luxurianță. Ei bine, Frank Herbert are acest geniu ca din dune, dintr-un deșert în esență, să creeze probabil cea mai frumoasă, după părerea mea, cea mai frumoasă, mai luxuriantă, mai profundă și fascinantă poveste a umanității. După părerea mea, Dune e sinteza, literaturii universale. Găsiți acolo tot ceea ce găsiți la alți autori și încă ceva pe deasupra, dacă îmi permiteți asta. Deci vă recomand. Dar de ce aduc în discuție Dune? De ce aduc în discuție această fenomenală serie? Pentru că este o referire la un moment dat în Dune la așa numitul jihad butlerian. La ce se referă Frank Herbert când discută despre jihadul butlerian? Ei bine, cândva în viitor, între oameni și roboți are loc un război devastator, un război teribil. Războiul nu este descris, nu este povestit în detaliu în Dune. Este doar o referință. Adică doar se spune, după jihadul butlerian, după acel război, umanitatea care deja coloniza galaxia, deja avea colonii pe foarte multe planete, interzice roboții. Pentru că roboții, la un moment dat, se dovedesc atât de periculoși pentru oameni și riscul acesta de conflict este atât de mare, încât oamenii decid să renunțe la roboți și să folosească alte tipuri de tehnologii, dar să nu mai folosească roboți. Însă mi-a rămas această idee cu jihadul butlerian. De ce mi-a rămas această idee? Pentru că acum am văzut recent declarații ale unor voci publice din Rusia care vorbesc deschis despre un război nuclear între Rusia și țările democratice sau țările NATO sau țările occidentale, cum vreți să spune. Simplul fapt că aduc în discuție asta este extrem, extrem de grav. Mai ales că ei nu discută doar așa ca un scenariu pur teoretic. Ei discută despre un astfel de război nuclear
ca despre ceva dezirabil sau ca despre o pârghie cu care ar vrea să amenințe lumea occidentală, lumea democratică, lumea liberă. Aici e pericolul. Pentru că așa ca idee teoretică, putem să discutăm despre asta. Sunt autori care au scris cărți, sunt seriale. Am văzut, mi-amintesc mai de mult, am văzut pe Netflix un serial science fiction post apocalipsă din asta, Cei 100 se chema, nu știu, poate l-ați văzut. Dați-mi pe chat dacă ați văzut Cei 100, vi-l recomand, e destul de interesant. Are găsit și idei și acțiune destul de bine construite. Merită timpul vostru. Nu este nici neapărat un serial de 10, dar e un serial destul de bun. Mai ales pe ideea asta, ce se întâmplă cu bruma de oameni rămași, cu cei câțiva rămași după un război din ăsta distrugător care anihilează cea mai mare parte a planetei și mai rămân foarte, foarte puțini oameni. Ce este grav? Deci putem specula, putem scrie, putem face filme pe tema asta ca idee speculativă. E periculos însă să o aducem în discuție atunci când deja suntem într-un război convențional în Ucraina, pe care îl vedem că sfâșie această țară de peste două luni, iar rușii practic s-au cam împotmolit acolo, au pierderi uriașe. Sigur că au generat și distrugeri uriașe, au generat și zeci de mii de morți până acum și milioane de refugiați. Și au țin sub teroare o țară întreagă, însă faptul că acum sugerează, și Putin a sugerat asta și alți oficiali de la Moscova au sugerat asta și se discută tot mai deschis despre asta, că de fapt Rusia se consideră în război cu întregul Occident și inamicul pentru ruși este întregul Occident și lumea democratică și NATO. Asta, e bine, într-un astfel de context, dacă aducem în discuție un astfel de scenariu de război nuclear, ca și cum ar fi un lucru dezirabil pe care îl mai motivăm și religios, alunecăm deja pe o pantă care ne poate duce spre o prăpastie într-un timp foarte scurt. Adică este, riscurile cresc foarte mult. Spirala tensiunii și agresivității și a pericolului crește foarte, foarte mult. Și e important să privim lumea și realitatea așa cum sunt ele, fără să ne amăgim, fără să ignorăm pericolele, fără să spunem, lasă că se va rezolva de la sine, sau Putin nu este atât de dement, sau rușii își iubesc copiii, cum foarte frumos, dar aproape utopic spunea Sting în acea piesă superbă, am postat-o și eu la mine pe Facebook, o piesă din anii 80, în care Sting, când existau tensiuni între Uniunea Sovietică de atunci și Statele Unite din anii 80, exista și atunci riscul de război nuclear. Și atunci fuseseră niște declarații ale lui Hrușciov și ale altor lideri comuniști că da, poate dăm drumul și noi la rachete nucleare și distrugem Occidentul. Și atunci Sting a spus, ok, dar poate că și rușii își iubesc copiii, în ideea că dacă se dă drumul la rachete, murim toți, pentru că și americanii vor ataca, este evident. Și atunci asta ar însemna un război distrugător planetar care ar omorâ miliarde de oameni. Acum, repet, poate o să rămână unii pe aici, pe acolo, dar ce viață va mai fi aia? Și chiar dacă vor supraviețui, mulți se vor îmbolnăvi din cauza radiațiilor. O să fie foamete, va fi foarte greu să-și mai procure hrană. Apocalipsa asta nucleară, dacă veți căuta pe YouTube ce înseamnă, veți realiza rapid că șansele de supraviețuire sunt minime. Și chiar dacă unii supraviețuiesc cumva în niște buncăre, peșteri sau pe unde s-ar ascunde, viața lor nu va fi lungă și oricum nu va mai fi viață reală. Va fi ceva foarte la limită și probabil de scurtă durată. Adică câțiva ani poți rezista? 10 ani? 20 de ani? Câți? Nu poți rezista la nesfârșit pe o planetă completamente devastată. Nu ai cum să-ți procuri hrana. Nu ai cum să... Plus,
pierderea inestimabilă a civilizației și a vieții în general. Și Sting spunea asta. Sting spunea în versurile lui, repet, piesa e foarte frumoasă, a reluat-o acum și a cântat-o din nou, pentru și chiar a spus asta, nu mă așteptam că după 30 și ceva de ani să fie nevoie să cânti din nou piesa asta, pentru că versurile ei au o nouă semnificație, au din nou o semnificație foarte puternică în acest context în care se agită acest pericol și această amenințare cu război nuclear. Pentru că până la urmă lui Putin asta îi rămâne, e singura lui pârghie. Doar faptul că deține arme nucleare îl mai face pe Putin să fie luat în serios, nu în sensul că să luăm în serios un om care are niște idei interesante și cu care poți angaja un dialog. Nu, ci în sensul că e luat în serios ca un pericol, ca un om irresponsabil care stă pe un munte de arme absolut devastatoare, cu care s-ar putea distruge întreaga civilizație. Și nu doar o dată, ci de 1000 de ori. Că văzusem o statistică, armele nucleare disponibile astăzi ar distruge viața de pe pământ nu doar o dată, ar putea o distruge de vreo 1000 de ori, atenție. Deci unul la mie din rachetele astea, din focoasele astea, dacă ar fi utilizate, ar distruge întreaga planetă. Deci lucrurile chiar sunt foarte serioase. Și Sting, sigur, cu amărăciunea pe care o putem intui, a reluat această piesă cu versurile și rușii și iubesc copiii. Da. Și dacă se gândesc la copiilor, nu vor iniția un astfel de război. Însă, raționalitatea politică nu sunt întotdeauna sau nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese sau nu pot fi considerate drept ceva care chiar stă la baza deciziilor unor tirani. Pentru că foarte mulți tirani, de fapt, ei părăsesc tărâmul unei gândiri raționale. De mult, sunt de mult ieșiți din cadrele unei gândiri raționale, unei gândiri care să mai aibă niște ancore morale. Și ce este foarte grav este că acest jihad, da? Jihadul de care vă spuneam, termenul de jihad, și de asta am folosit jihadul ortodox, are acum conotații religioase. Așa cum Frank Herbert folosește jihadul butlerian, da? Pentru că jihadul este asociat cu islamul. Este asociat cu un soi de război sfânt. Sigur, pentru religia islamică există un jihad interior, adică o luptă cu tine însuți, prin care să devii tu mai bun. Dar există și un jihad exterior care presupune lupta cu amenințările din exterior, din exteriorul chiar al religiei tale. Și extremiștii religioși islamici folosesc acest concept de jihad, prin care își legitimează crimele făcute, evident, în numele lui Dumnezeu, dar adaugă ceva. Adaugă o poveste. Martirii vor ajunge în rai și se vor bucura acolo de nu știu câte zeci de 70 de fecioare sau. Ei bine, o astfel de poveste, care să știți că la unii poate să prindă, la persoane care n-au o educație multicoloră, la persoane care n-au o educație universalistă, să zicem, care n-au trecut prin cultura universală, ci care poate au fost îndoctrinați de mici cu doar cu Coran, Dumnezeu, să te închini, să urmezi poruncile divine și atât. Astfel de povești țin, pentru că gândirea rațională nu există în cazul lor, gândirea critică nu există în cazul lor și mintea le este copleșită, le este parazitată, de fapt, le este parazitată de incapacitatea de a face distinția între realitate și imaginar. Aici e un mare pericol al religiilor, pentru că dacă ar fi doar, să zicem, o împărtășire în comunitate a unor valori, a unor legături între oameni, n-ar fi atât de periculos.
pericol este atunci când niște povești imaginare sunt inserate în mințile credincioșilor ca fiind adevăruri absolute, nechestionabile. Cine le pune în discuție este un eretic și trebuie ucis sau trebuie torturat sau trebuie eliminat cumva. Iar cei care nu împărtășesc acea credință automat sunt considerați dușmanuri. Și față de ei trebuie făcut orice pentru a răspândi numele lui Dumnezeu cu forța chiar. Iar dacă necredincioșii nu se supun credinței divine și religiei adevărate, atunci ei trebuie uciși, trebuie distruși. Și asta a făcut și creștinismul, știm foarte bine ce s-a întâmplat în istorie, și iată că a făcut și islamul. Dar termenul de jihad poate fi, după cum vă arătam, că e vorba și în cazul Dune, poate fi extras și folosit într-un sens mai larg. Și iată că acum avem de-a face cu același tip de mentalitate, de data asta numele credinței ortodoxe, bun, de pe filieră rusă, atunci când voci publice din Rusia, și am postat și la mine pe Facebook, dacă vreți o să pun și aici pe chat, vorbesc de faptul că da, nu e nicio problemă să atacăm nuclear și să distrugem țările occidentale, pentru că noi, rușii ortodoxi, vom merge în rai, în timp ce ei, occidentalii necredincioși, vor merge în iad. Deci va exista o răsplată într-o presupusă viață de apoi pentru pentru ortodoxii ruși, în timp ce occidentalii sau cei care se opun adevărului credinței noastre ortodoxe ruse, da, în viziunea celor care vehiculează astfel de idei, e bine, ceilalți vor ajunge în iad. E același tip de mentalitate pe care îl vedem la fanaticii ISIS sau la fanaticii Al-Qaeda sau la alți fanatici islamici care au comis tot felul de atentate de-a lungul istoriei. Și sigur, fanatismul, indiferent de pretextele sale religioase sau politice, funcționează la fel, pentru că mecanismele mentale implicate sunt aceleași. Dar îndoctrinare puternică, cultivarea urii față de cei diferiți sau față de cei care gândesc diferit și inculcarea ideii că ce faci tu, faci pentru Dumnezeu. Nu faci, ți se lasă iluzia că crimele tale fac parte dintr-un plan mai larg și mai înalt, care e mai important decât viața ta. De aceea foarte mulți fanatici din aceștia sunt dispuși să-și riște viața. Sunt multe atentate sinucigașe chiar, le știți foarte bine din presă sau din istorie. Mulți sunt dispuși să-și riște propria viață sau doar să mai ia alți câțiva necredincioși cu ei, pentru că ei se gândesc, nu nimic, eu voi ajunge general. În timp ce necredincioșii vor fi destinați unor suplicii eterne în iad. Și același tip de mentalitate îl vedem acum vehiculat la televiziunile ruse. Într-un război nuclear cu NATO, nu e nicio problemă. Rușii vor merge în rai, în timp ce occidentalii vor merge în iad. Deci același tip de mentalitate. Și trebuie spus că asta face parte din, nu este doar o declarație marginală, nu este doar o declarație a unui om oarecare care, nu știu, mai sunt o fel de oameni care mai spun prostii. Nu. Biserica Ortodoxă Rusă este de partea lui Putin în acest război din Ucraina. Putin a cultivat o legătură foarte strânsă cu biserica și o întreagă ideologie politico-religioasă pe care Putin o folosește pentru a-și legitima acțiunile. Așadar, nu este vorba de simple excese ale unora, de simple întâmplări, de declarații ale unor zăpăciți care, nu știu, și la noi în România sunt, la unele televiziuni vezi niște declarații ieșite din comun ale unor oameni complet irresponsabili. Dar aici, acest caz, această aducere în discuție a religiei ca justificarea unui război nuclear și promisiunea făcută că nu e nimic, noi ortodoxi vom merge în rai, în timp ce occidentalii vor merge în iad, asta face parte dintr-un
dintr-un cadru mult mai larg de propagare a unor astfel de idei politico-religioase. Și când spun politico-religioase, mă refer la utilizarea religiei pentru scopuri politice și, iată, acum militare, de război, care, repet, ar putea duce la extincția speciei umane și la distrugerea întregii civilizații.